Bună seara, dragii mei! Sunt Ovidiu de la Club Whisky Iași și împreună cu noi în această seară este un whisky al distileriei Glen Scotia. Este vorba de Glen Scotia Double Cask. Și spunem Double Cask, nu Double Cask. Distileria Glen Scotia, cunoscută în zonă cu afecțiune sub denumirea de The Scotia sau Old Scotia, este o distilerie datând din anul 1832. Este una dintre cele trei rămase actuale în regiunea Campbelltown, cea mai mică regiune de whisky. A fost fondată în 1832 și, vă spuneam, în orășelul Campbelltown, în peninsula Kintyre, pe coasta de vest al Scoției. Orășelul Campbelltown este cunoscut cu afecțiune sub numele de Whitoon sau capitala mondială a whisky-ului din perioada victoriană. Și spunem aceasta pentru că pe la anii 1800 existau în acest mic orășel peste 20 de distilerii de whisky din cele 170 în Marea Britanie la acea vreme. La ora actuală mai există doar 3. Această Glen Scotia, apoi Springbank și distileria Glengyle. Fondată în 1832 de către frații Stuart and Galbraith, a funcționat aproape continuu timp de 60 de ani, apoi de-a lungul timpului și-a schimbat de mai multe ori proprietarul, iar în anul începând cu anul 2014, este în proprietatea grupului Loch Lomond, care a investit masiv în această distilerie prin dezvoltarea mărcii, creșterea capacității de producție, deschiderea unor noi depozite pentru maturarea whisky-ului și crearea unui centru pentru vizitatori. Ce e interesant, la ora actuală, distileria Glen Scotia păstrează o bună parte din arhitectura inițială din perioada victoriană. Și dacă e să cred informațiile găsite pe internet, la ora actuală funcționează doar cu un personal de 8 angajați. Un manager al distileriei, un director asistent, un manager al centrului de vizitatori, iar restul de 5 angajați sunt implicați în operarea propriu-zisă a distileriei. Centrul de vizitare este deschis publicului și organizează zilnic tururi pentru vizitare și degustare, având și un magazin decorat în stil victorian. Whisky-urile Glen Scotia au fost premiate de multe ori la competițiile internaționale. Interesant că în 2021, la competiția de la San Francisco, Glen Scotia a fost coronată cu cel mai bun producător de whisky din lume și, de asemenea, încoronată cu titlul de cea mai bună distilerie scoțiană de whisky. Să vedem așadar ce ne oferă Glen Scotia Double Cask. O cutie clasică de carton cu scris negru și imagini ale portului Campbelltown într-un frumos degradeu și culori portocalii. De asemenea, cutia este clasică cu o imagine de asemenea a portului Campbelltown. Glen Scotia Double Cask în România, prețuri între 160 și 200 de lei, așadar 30 și ceva până în 40 de euro. Este un whisky fără declarație de vârstă, așadar un no age statement. După cum este menționat pe sticlă și pe cutie, este maturat în butoaie de stejar american și apoi finisată în butoaie de sherry Pedro Jimenez. Este interesant că la variantele anterioare, din câte am citit pe internet, era menționată faptul că butoaiele ex-bourbon erau la prima umplere, așadar first fill, lucru care nu mai este menționat astăzi. Dar este menționată pe site-ul producătorului faptul că finisarea ulterioară, finisarea finală în butoaie de sherry Pedro Jimenez, este de 12 luni. Să vedem așadar.
culoare foarte frumoasă, o culoare de chihlimbar. 46% lasă urme interesante pe pereții paharului. La miros, mirosul este proaspăt. Este un miros dulce, un miros intens fructat, cu mere, cu pere, dar de asemenea un miros ușor dulceac, cu vanilie, dar și în spate o notă ușoară de fum. Fum de țigară, dar și un iz ușor sărat de mare, de scoici. Și cred că aceasta este amprenta whisky-urilor din Campbelltown. La gust, gustul este gras, e cărnos, e uleios. Condimentele sunt cele care vin în prim plan, picant. Un iz ușor sărat, de asemenea, sare de mare. Dar o notă ușor amăruie, este jar. O discrepanță interesantă între mirosul care părea mult mai dulceac, mult mai fructat, și gustul care este mai mult picant, mai mult orientat spre lemn. Finish-ul este destul de lung. Un finish dulceac, ușor, dar și cu note ușor amărui de ciocolată, ușor sărat de asemenea, și cu o notă un pic rămâne de asemenea ușor amară, uscată, o notă de fum pe final. Să mai dăm un pic de timp și să vă spun că Glenscotia Double Cask este menționat despre whisky, este menționat faptul că nu este filtrat la rece, dar nu sunt mențiuni despre folosirea colorantului artificial și acest lucru depinde foarte mult de țara pentru care este îmbuteliat whisky-ul. Căci pe site-urile magazinelor din Germania, de exemplu, unde legislația este mai restrictivă, este menționat faptul că Glenscotia Double Cask are adăugat colorantul artificial E150 caramel. Așadar, pentru că nu cred că sunt loturi diferite pentru diferite țări, ci pur și simplu este o problemă de etichetare, înclin să cred că Glenscotia, care îl avem aici de față, prezintă caramel ca și colorant artificial. În continuare, urmele rămân foarte consistente pe pereții paharului, 46% își spun cuvântul. Mirosul acum s-a mai domolit, nu mai așa de fructat. Rămân urme mai amărui, cu un pic de fum, cu notă de piele. Și la gust, fumul e ușor prezent, nu e deranjant în niciun caz. E un iz așa un pic mai în spate, dar e o nuanță, dincolo de fum, e o nuanță pământoasă, o notă de tutun. Note dulci, de asemenea, în gust. Ciocolată cu lapte, aș putea spune. Ușor dulceac, dar fără să pot spune că e un whisky dulce. La final, finish-ul, vă spuneam, e mediu spre lung. Notele uscate, notele amărui sunt cele care rămân, note de stejar. Până o ușoară notă de fructe și vreau să vă arăt urmele frumoase de pe pereții paharului. Vă spuneam mediu finish-ul, cel puțin mediu spre lung. Cred că este cea mai bună parte a acestui whisky, finish-ul lung, alături de mirosul floral fructat. Ca să le punem așadar în balanță, Glenscotia Double Cask, florile și fructele, 2 puncte din 3, condimentele,
două puncte din trei, condimente în general dulci. Nu e un whisky foarte dulce, doar un punct și jumătate din trei. Nota de lemn și cereale prezentă, lemn mai ales, două puncte și jumătate, mai ales în finish. O notă discretă de fum, jumătate de punct în trei. Iar finish-ul este cel puțin mediu, mediu spre lung. Așadar, un whisky frumos, un whisky plăcut, nu iese în evidență, dar la acest preț, vă spuneam, 160 până în 200 de lei, este un whisky care merită să fie prezent în biblioteca, dacă e să-i spunem așa, oricărui pasionat de whisky single malt. Cu drag, de la Iași, o seară frumoasă și dacă filmările noastre vi se par interesante, vă invit să apăsați butoanele like și apoi subscribe. Slainte!